ochii tăi și mă văd copil în ei. Înțeleg încă o dată ce e dragostea de tată. Cineva iubește, dar nu este prezent astăzi, a dorit să vă surprindă. Cum credeți, din partea cui am venit? Nu știu. Un indiciu, vă rog. Soție, mama, asta, fata, băietul, tăți grămadă. Probabil, poate altcineva. Noră. Poate altcineva. Mare frumoasă. Poate altcineva? Nu aveți nici o amantă? Dar și ea m-a felicit. Deci eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată. Și când am să-i dau citire, înțelegeți din partea cui vine această surpriză, da? Am acest buchet pentru dumneavoastră. Acum o să dau citire poeziei personalizate și aflați din partea cui am venit eu astăzi la dumneavoastră. Sunteți pregătiți să o ascultați? Azi, tată, este ziua ta și vreau din suflet la mulți ani să-ți spun. Ne-ai crescut cu înțelepciune, ne-ai învățat numai de bine. O fată și un băiat aveți, mândri de noi, pe această lume voi sunteți. Chiar dacă, tată, ți-am greșit, iertare, vrem ca să ne cerem, fiindcă mereu ai fost un om cinstit, cum se cădea inia tua iubire. Mereu de toate te-ai stăruit să avem o viață bună să ducem. Acum eu sunt în depărtare, iar voi acasă, de-al meu băiet, băiat grijă aveți. De mic voi, tată, l-ați crescut, azi băiat mare l-ați făcut. Pentru toate eu îți mulțumesc. La mulți ani, tăicuță, tare mult te mă iubesc. Dar această surpriză vine cu mare drag din partea copiilor, nepoților și a scumpei soții. Iar dacă aveți un mesaj să-i transmiteți, vă rog mult. Primul rând, mulțumesc la toți surprizele, cadouri și doresc sănătate. Să de ei pe acasă. Încă o dată la mulți ani. Astăzi este ziua ta, vei petrece frică ta, cu prietenii de-o viață până dimineața. Toată viața ta ți-ai dat inima, lumea plecat pentru mine, astăzi pentru tine. Cum a fost copil, cum a ne greu mai soit, cum a fost cu copil.
Eu aș vrea să